leul și oaia. Într-o zi, un leu bătrân, aflat în căutarea hranei, când s-a apropiat de turma de oi, pur și simplu a rămas năuc. În mijlocul oilor se afla un leu tânăr și viguros și, ceea ce era și mai uimitor, oile nu se temeau de el. Leul, hotărât să deslege acest mister, uită complet de mâncare și porni spre turmă, însă pe măsură ce se apropia, mirarea lui creștea, pentru că leul cel tânăr a alergat la oaltă cu oile. În cele din urmă, l-a prins și l-a culcat la pământ, apoi l-a dus până la marginea unui lac din apropiere și l-a forțat să-și privească chipul peluciul apei. Leul cel tânăr tresări de uimire. Înțelese imediat că nu seamănă cu restul turmei. Dimpotrivă, este un leu tânăr și puternic. Era atât de bucuros de descoperire, încât a răcnit atât de puternic de a răsunat întreaga vale. Atunci bătrânul leu i-a spus: munca mea s-a încheiat. Acum totul depinde doar de tine. Vrei cumva să te întorci la turma în care ai crescut? Leul cel tânăr i-a răspuns: te rog să mă ierți, dar pur și simplu uitasem cine sunt. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai ajutat să-mi dau seama cine sunt cu adevărat. Dacă nu te întâlneam, m-aș fi purtat toată viața ca o biată oaie, fără să-mi cunosc puterile. Și regele animalelor plecă mândru, netemător, fără să mai arunce nici măcar o privire înapoi, adâncindu-se în jungla plină de pericole. Proverb: cunoaște-te bine pe tine însuți, astfel vei ști să-ți folosești calitățile și să lupți cu defectele.